Mâine, timp de 2 ore, de la robinetele caracalenilor nu va curge strop de apă. Alimentarea cu apă se va întrerupe în tot municipiul între orele 9-11 pentru efectuarea unor reparații la stația de pompare Redea. Compania de apă Olt, sediul secundar Caracal, i-a anunțat pe localnici să-și asigure rezerva minimă de apă pe perioada întreruperii anunțate. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a declarat azi că se vor organiza mai întâi concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director de școli și abia apoi cele pentru ocuparea posturilor de inspector școlari. Potrivit ministrului, dacă nu se reușește organizarea acestor concursuri pentru cele peste 9700 de posturi de director și director adjunct înainte de vacanța de vară, ele vor fi amânate pentru octombrie-noiembrie, deși mandatele acestora expiră pe data de 5 august. Producătorii de pâine din România se pregătesc de scumpiri. Creșterea prețului vine după proasta recoltă de grâu înregistrată în 2020, spun firmele din panificație, ce au dus la scumpirea făinei. Se are în vedere însă și scumpirea uleiului, a curentului și a carburanților. Patronii din panificație anunță că franzela de 300 de grame, cea mai vândută pâine din România, va costa 1,5 lei bucata, de la 1,2-1,3 lei în prezent. Ea pleacă din fabrică la prețul de 95 de bani. Asociațiile catolice din țară au redactat un memoriu în care evidențiază necesitatea acordului scris al părinților în vederea participării propriilor copii la orele de educație pentru viață și sănătate. Poziția catolică se bazează pe faptul că părinții sunt principalii educatori ai copiilor. Educația sanitară, care să prevadă și aspecte de educație sexuală, este necesară, susțin catolicii, însă tinerele generații au dreptul să li se ofere un cadru moral de înțelegere a valorii propriei vieți, a diferenței și complementarității naturale dintre bărbat și femeie și a demnității vieții aproapelui. Începând din 20 martie, Dacia deschide online precomenzile pentru versiunea Comfort Plus a primului său model electric. Aceasta va fi disponibilă la prețul de 18.100 de euro. Livrările sunt programate pentru luna septembrie. Ulterior vor fi deschise precomenzile pentru versiunea de echipare Comfort, disponibilă la prețul de 16.800 de euro. Mașina va putea fi cumpărată prin programul Rabla Plus, astfel că prețul va scădea până la sub 10.000 de euro. Dacia Spring beneficiază de echipamente de siguranță, limitator de viteză, ABS, ESP, repartitor electronic al forței de frânare, 6 airbag-uri, apel de urgență, buton SOS, aprindere automată a farurilor și frânare automată de urgență.